Legendele despre Moș Nicolae sunt multe și la fel de multe sunt și părerile dâmbovițenilor. Un lucru este cert, în această seară cizmele trebuie să fie curate pentru ca moșul să lase ceva daruri. Pe Moș Nicolae? Păi știu de la părinți că e un fost preot cu inimă bună, ajuta mai mult fetele sărace. În perioada comunistă exista Moș Nicolae? Nu exista, dar era pe ascuns. Dacă făceam cadouri la nepoți sau la fiul meu, trebuia să mă feresc. E de așa de mult de că nu l-am mai văzut. Nu mai știu ce să spun. Ce să știu, că e o poveste frumoasă. Pentru copii, evident. Dar poate că și pentru noi poate fi o poveste frumoasă. În perioada comunistă exista Moș Nicolae? Exista, da, mă rog, mai, așa, mai cu perdea. Exista, dar... Cel puțin în ultima perioadă, presupun că oficialitățile închideau ochii la aceste evenimente, poate tocmai pentru a detensiona situația socială din perioada respectivă. În perioada regimului comunist, legenda lui Moș Nicolae nu era văzută cu ochi buni, deoarece ea era legată foarte strâns de religie. Acum toată țara așteaptă cu drag această sărbătoare minunată, iar copiii de toate vârstele își pregătesc ghetuțele pentru venirea lui Moș Nicolae.